La 18 septembrie 1990, profesorul Jean Lupu, cu binecuvântarea prefericitului patriarh Teoctist, înființează corul de copii și tineret Simbol, lăsa moștenire fenomenului coral românesc, o etapă de înalt nivel artistic, reprezentată de corul Cantata format din elevi ale Liceului Pedagogic București, pe care îl înființase în anul 1978. Corul Simbol este alcătuit în majoritate din solfegiști, pentru că este singurul cor asociație din România care își însușește repertoriul prin descifrarea partiturilor, ceea ce îi conferă o notă aparte. În 25 de ani de activitate, vor fi aniversați în toamna acestui an, corul Simbol a câștigat numeroase premii în țară și străinătate, încântând milioane de ascultători cu puritatea vocilor, virtuozitatea interpretării, complexitatea repertoriului, muzică bisericească bizantină, creații corale bisericești ale compozitorilor români și străini, muzică clasică românească și universală, prelucrări de folclor românesc. A lucra cu tinerii este minunat. Dascălul Jean Lupu, numai la Liceul Pedagogic din București a predat 30 de ani, privește Simbolul ca o școală a educației muzicale, dar și ca o școală a educației umane, de afirmare a personalității tinerilor. Pentru toți, corul Simbol înseamnă o mare familie. Periodic, Jean Lupu o ia de la început, pentru că tinerii își iau zborul spre destinele lor. Mereu tânăr și cu aceeași pasiune într-o promovare a coralei simțirii românești. La 75 de ani, Jean Lupu mărturisește cu justificată mândrie: am reușit în țara mea. A publicat 14 cărți și manuale de muzică pentru școala normală, generală și liceu, subliniind volumul educației auzului muzical dificil, sute de articole, mai multe culegeri de cântece pentru copii și adulți, 30 CD-uri, discuri și casete. A coordonat colectivul care a elaborat cartea și CD-ul, Dicționar Universal de Muzică, lansate în 2008. A compus 44 de cântece pentru copii, tipărite în volumul Gâze și Flori.
Ca o recunoaștere a meritelor sale, a primit numeroase distinții și în anul 1998 a fost hirotonisit diacon, mai apoi primind distinția de iconom stavrofor. Astfel, legătura sa cu biserica, venită ca de la sine, din copilărie, se desăvârșește. Și astfel, domnia sa, pe când era încă laic, a primit în 1995, în Marea Patriarhului Chelotist, crucea patriarhală pentru mine, cel mai înalt orden bisericesc. În 1998, cum dânsul a mărturisit, a devenit slujitor al altarului, arhidiacon în biserica noastră ortodoxă și în 2000, din partea aceluiași patriarh de Chelotist, a primit de această dată crucea patriarhală pentru credici. În 2010, ultimul patriarh, a fericitul părinte patriarh Daniel, i-a oferit din nou același ordin și, de asemenea, tot prea fericirea sa i-a oferit și ordinul Sfinții Împărați Constantin și Elena, un ordin foarte important al bisericii noastre și mai multe diplome. Anul trecut, fiind anul comemorativ al Sfinților Martiri Brâncoveni, a primit diploma Sfinților Martiri Brâncoveni. Sigur, par multe ordine primite din partea bisericii, dar lucrul acesta arată, așa cum s-a spus la câteva minute în urmă, că biserica, înțelegând ea cea de întâi, că recunoștința este o floare rară, trebuie cultivată des. Și în felul acesta, biserica a oferit mai multe distinții și medalii premiului arhidiaconului Jean Lupu. De aceea și în seara aceasta am misiunea de a aduce din partea întâi stătătorului bisericii noastre, pe fericitul părinte patriarh Daniel, un nou ordin, la fel de important, ordinul Sfântul Apostol Andrei. Concertul aniversar al corului simbol închinat maestrului Jean Lupu a fost onorat și acum de fosta sa elevă, celebra soprană Felicia Filip, intrată în conștiința mondială drept noua regină a Traviatei, pe care a interpretat-o cu o muzicalitate ieșită din comun. Recunoștința este o floare rară, nevinovăția copiilor, inocența lor, să ne înăbădească de toți. Că recunoștința este o floare rară, o știm cu toți. Dar cine o manifestă este rara avis, adică pasăre rară, privitoare. Doamna Felicia Filip, cu care mă mândresc și care răsplânge și asupra mea raze divinificătoare, mi-a fost elevă la școala de muzică din Slatina, doar la cor, și eram și directorul școlii. De atunci nu contenește să țin aproape și să-și manifeste iubirea față de cel care i-a fost câțiva ani de zile îndrumător. Rara avis. So
Ce își dorește maestrul la 75 de ani, o mărturisește sincer cum este felul în cartea autobiografică. Dă-mi, Doamne, atâtea zile cât voi mai putea apăra adevărul printre oameni și voi mai putea săvârși binele și frumosul printre ei.